comun privind viceministrii, nu am reușit să ajungem la un tort comun privind delegațiile parlamentare. Sunt mai multe lucruri. Bugetul, deși bugetul, așa și nu am înțeles care este problema, dacă sincer. De aia probabil nici nu s-a insistat prea mult asupra discuterii acestei chestiuni. Dar ce spun ei nou? Domnul Dodon îl aud de vreo două săptămâni, că în cazul în care guvernarea nu va... Vom avea buget până la 1 aprilie. Eu sunt absolut sigur. În caz contrar, mi-este greu să-mi imaginez cum pot evolua lucrurile, dar eu mizez pe responsabilitatea clasei politice, mizez pe responsabilitatea partenerilor din alianță și eu sunt absolut sigur că în timpul cel mai apropiat Republica Moldova va avea un buget. Tot voi, cine v-a zis că a fost? Întrebăm, dar n-a participat. N-ați discutat nimic. Dar cine v-a spus că a avut loc ședința Consiliului? Iată, până la mine, v-a spus cineva? Democrația și liberalitatea. Ce a spus? Eu consider că n-a avut loc ședința Consiliului. Când are loc ședința Consiliului, discută și se iau decizii. Și atât pot să vă spun. Mai târziu am să vă spun. Dar el ce a fost? Nimic. Păi ați discutat? V-ați certat? N-am discutat. Dar v-ați certat? N-am ajuns și n-am discutat. Atunci ar trebui să fie organizat Consiliul în Alianță până să vă sau... Nu știu ce să mai face. O să fie discuție, o să ieșim cu propuneri și o să vedem. Este o alianță, înseamnă că conceptual se hotărăște de 3 sau 4 cât sunt în alianță, dar nu de unul singur. Asta e problema. Cu Chișinău deja cunoaște subiectul. Să vedem cum. Ați zis că ați convocat, nu v-ați convocat. Păi a fost convocat. Și mai bine nu era convocat. Mai târziu am să spun, mai aștept încă așa, mai am puțină răbdare ca să văd încotro merg lucrurile. Dar când o să începi? De pe LDM, ei sunt președintele prin rotația Alianței. Au convocat fără ordine de zi. Da. Nu se termină bugetul cu discuția la guvern. Va veni și în Parlament, aici hotărăște, așa că noi o să spunem clar poziția Partidului Liberal privitor la buget și la politica fiscală. Dar nu mai poate continua acum așa, că unul îți decide tot. Când o să aibă majoritate, atunci o să decide. Când suntem alianți, trebuie să discutăm și să hotărâm împreună, colegial. Asta înseamnă echipă. Cineva spune că nu vrea să fie, cum a zis? Marionetă. Dar ceilalți cine îți dară? Dacă cum face ei, nu vrea el marionetă. Înseamnă că noi să fim marioneta lui sau ce? Nici noi nu vrem să fim marioneta lui și nici nu ne trebuie să el să fie marioneta noastră. Noi trebuie să fie om de echipă. Unde să asum și înțelegi ce înseamnă actul guvernării, ce înseamnă țară, ce înseamnă echipă și act de guvernare. Asta e. Nu vă ofer nici eu mai multe detalii la acest subiect. Pot să spun că am început discuția asupra unor subiecte care trebuie să fie continuate. Subiecte, păi vreau să vă zic că sunt mai multe subiecte care nu țin de buget și voi le știți, inclusiv și aspectele care vizează viceministrii și odată și odată formarea delegațiilor parlamentare care până în ziua de astăzi nu sunt formate încă. Deci sunt mai multe subiecte care nu au ajuns la o finalitate, dar trebuie neapărat să ajungă. Pentru a nu pierde timp, pentru a depăși tot felul de bariere psihologice ale unora, să se meargă în discuție la ședința Guvernului, în cadrul căreia ministrii să vină cu expunerile lor și propuneri argumentate, care vor fi adoptate, care nu, să se treacă prin ședința Guvernului acest proiect de lege, dar cunoscându-se de la bun început că acest dialog va trebui să fie încheiat aici în Parlament. Deci eu vreau să vă spun că avem acest caz cu bugetul. Cel puțin, pe cazul cu bugetul, avem o situație foarte și foarte clară. Când? Era să fie foarte firesc. Alianța, uneori mi se creează impresia că cineva vrea să o împartă. Deci alianța ține de Parlament. Iar tot ce e în afara Parlamentului nu mai este alianță. Cam așa pot să interpretez uneori. Viceministrii
Bine, sunt două poziții. Eu vreau să vă zic că pe noi ne aranjează ambele principii, ambele reguli. Noi ne simțim confortabil, indiferent de principiul că viceministrii doar în ministerele conduse de exponenții noștri, ori viceministrii și în alte ministere. Noi avem resurse și suntem pregătiți atât pentru un scenariu cât și pentru alt scenariu. Nu îl considerăm atât de principial, dacă doriți. Însă el se manifestă a fi foarte principial pentru alți colegi. În acest sens vom încerca și în continuare să facilităm acest dialog pentru a ajunge la o decizie finală.